Aproape 9.000 de soldați ucraineni au fost uciși în cele 6 luni de invazie rusă, a anunțat comandantul armatei ucrainene, generalul Valeria Zlujni, citat de Interfax Ucraine. Copiii ucraineni au nevoie de o atenție deosebită, deoarece părinții lor erau în față și sunt probabil printre cei apropiați de 9.000 de eroi care au fost uciși, a declarat generalul Zlujni în timpul Kiev, șeful personalului general al armatei ucrainene scrie, potrivit AFP, potrivit la Agerpres. Aceasta este una dintre declarațiile extrem de rare ale oficialilor ucraineni cu privire la pierderile militare suferite de Kiev în războiul lansat de Rusia pe 24 februarie. Cea mai recentă declarație de acest tip a aparținut președintelui Volodymyr Zelensky și a făcut jumătate din aprilie, când a declarat că până atunci aproape 3.000 de soldați ucraineni au fost uciși și încă 10.000 de la începutul agresiunii rusești. Volodymyr Zelensky a declarat la conferință că aproximativ 1 milion de oameni apără Ucraina ca parte a forțelor armate ucrainene sau a altor servicii. Zlujni nu a spus câți civili au fost uciși sau câți membri ai personalului rusesc au estimat Kiev care au fost uciși în bătălii, dar personalul general al forțelor armate ucrainene a estimat că numărul militarilor ruși era de 45.400 de morți,